pregătește centrarea bună la Neguț. Neguț îi ajunge balonul un pic în spate, ratează și preluarea. Ce contraatac bun a făcut Chindia. Șut excepțional al lui Marco Dulca. 2-1 Chindia în minutul 41. Șut excepțional. Ăsta este cuvântul pe care îl reușește Marco Dulca. Ce răsturnare de situație. Primul gol în Liga 1 pentru băiatul lui Cristi Dulca. 2-1 Chindia. Fantastic. Minunat șut, minunată execuție. O zi pe care nu o va uita prea curând. Nu înțeleg ce vrea Sabolș Covaci. A discutat un pic cu arbitru de rezervă, probabil și cu Tușier, dar nu mi s-a părut nimic de comentat și de contestat la acest gol. Poate doar duelul dintre Popa și Leca, de la care a plecat totul. Daniel Popa s-a bătut fantastic și, după părerea mea, regulamentar.